Até que é pai. Nu tare îmi place să lucru în stupii ăștia în patrece. Ia că m-au plecat oamenii cu Ieduța. Și venim la altă treabă. Ce faci, domnul apicultor? I-ai arătat și la Victor? Victor, îți place? Da. Ce ai primit? Un toi iepuri. Super. Dar vreau să văd cum faceți o turmă de iepuri din iepuri ăștia. Da, tu? Trebuie să-mi faci o cușcă bună. Mhm, bine. Salutare, prieteni! Astăzi e 14 aprilie și e o zi foarte specială pentru că e ziua în care am dat Ieduța. Andreea Vele, câștigătoarea Ieduței, o trimis pe tatăl ei și pe fratele ei după Ieduță. În ce am înțeles, ea e în Bistrița și nu poate veni. Dar e o zi specială și pentru că explorăm stupul de albino. Și împreună cu prietenul meu, Beni, care o binevoit să aducă anul ăsta albinele la noi ca să mă și învețe pe mine, vom umbla un pic în stup. El o să umble, eu o să bat din gură și o să deschid ochii mari. Cât sunt șlapi, văd că Beni e mai bine pregătit ca mine, are bluză de asta pe care nu... Așa. Și să vedem dacă o să mă mușce albinele și cât de tare o să urlu. Ăsta e un stup bine, plin, văd. Uite, acolo am o pungă cum am dat mâncare și trebuie să o scot afară. Așa, punga de la... Când mi-am dat sirop. Pentru că a fost frig, n-am putut să o scot, n-am riscat să le desfac. De asta mai port și mânuși când bag mâini de pe acolo și... Și eu mi-am luat ceva mânuși, dar mele sunt cugeuri. Chiar sunt curios dacă mușcă prin mânușile astea. Ele nu mușcă, ele înțapă, uite că... Înțapă, deci poți să fii liniștită, de mușcat. Dar eu cred că albinele simt și energia ta și cum te simți și cum te... cât ești de agitat în preajma lor. Așa se zice. Nu? Acum au și treaba. După ele le interesează să-și vadă de treaba lor, nu să umble după tine. Dacă nu le deranjezi prea tare. De sar nici în perioada asta. Dar cred că simt și ele că vine, începe să se schimbe vremea, să vină ploaia. Da, să știi că au înflorit bine și cireșii și prunii. M-am bucurat tare mult să le văd că... Se vede că aduc polen de la pom, de la pomii fructiferi. Este și polen galben, dar polen așa mai gri. Ăla-i de la flori? Asta e de la pom. Dar... O să scot o ramă, să... Trebuie să ne și povestești, Beni, că tu ești primul apicultor pe care îl filmezi. Da. Să ne spui... Uite, să vezi aici puietul proaspăt.
Dar în cameră nu o să se vadă. Acum, nu cred că pe rama asta să fie matca. Dar sigur e în stup. Ăsta care e căpăcit cu puier? Da, asta e cel puțin de mai bine de o săptămână. După cum arată asta? Deci prima săptămână nu-i căpăcit și următoarele două e căpăcit, apoi iese din... Deci la 3 săptămâni iese puietul? Da, puietul de albine. De 3 întorc câteva zile. Nu, când am apucat să-mi termin vorba, Beni, atâta de bine îmi place cu albinele astea, că mi-ai dat curajul să-mi iau și eu 2 stup. Așa că trebuie să te lasă dată să... Ce? Hai să aduc o ramă aici. Să mă lași să lucru în el? Da. Nici o problemă, tu vezi ce curajos sunt eu, aproape că sunt conștient. Curajul meu e la limită cu inconștiența. Dar, trebuie să vă spun că nu e pentru prima dată când mă uit într-un stup. Am tot uitat, am tot explorat aspectul ăsta și chiar dacă n-am scule, chiar dacă n-am niciun stup încă, chiar dacă n-am pus eu efectiv mâna într-un stup, după cum urmăritorii mei pe YouTube știu, eu sunt foarte îndemânos la tot ce pun mâna. Știi cum e la Beni, că și în Biblie scrie ceva de genul ăsta, că pe tot ce pui mâna să-ți fie bine, să margă, să-ți funcționeze, nu să te chinui. Adică ai două mâini de dreapta. Cam așa ceva, numai mele două de stânga, că eu stângaci. Deci stânga la mine e dreapta. Știi? Ia uite, numai uite așa, dacă dai mâna mai repede, jele se agită. Păi, asta zic că... Dar eu încerc să nu le prind aici între rame, că aici e cel mai... Ce ești la omerii ramelor? Le mai dau câte un pic de pom, le mai prind, le mai las, le plece. Deci din ce înțeleg eu, prioritatea e să nu te grăbești și să nu le bruschezi. Cam așa ceva. Cam așa. Lăzile ți-s faine, văd că ai lăzi. Mi-a schimbat anul trecut, da, un aproape an. Noi? Noi, dacă au un an. Mă, de un an pot să zic că-s noi. Trebuie să ne spui și de câți ani ți-ai tu albine, cum ai ajuns la performanța de câți stupe ai de toți, 11? 11, ce și mi-am de acasă. Cu 13 stupi. Da, nu, tot nu. 13 numărul meu nerăcos. Câți ai de dat? De dat? Unde? Trebuie să vedem, la pletin. De pe ce să dau roiuri. Îi las să prind roiurile tale. Roiurile, din ce știu eu, le prind apicultorii cu experiență, ăștia mai începători. Nu, apicultorii cu experiență nu au roiuri, nu le lasă să roiască. Deci nu le pleacă, am înțeles. Ba, se mai poate întâmpla, dar... Nu, acum e prea de vreme de... Mai tiner el, mai slăbuț. Ăsta e... mai... da, mai slăbuț. Mai micuț. Trebuie să văd ce stup. Ăsta e roi de anul trecut. Ia-mi un roi. Dar ăsta s-ar putea să nici nu aibă nevoie de ramă, acum îl văd. Nu, no, știi ce? Că eu m-am tot uitat, am văzut din la care e Udiniș și cea mai mare activitate și deja aș cam știi care stup mi-ar plăcea. Păi pune ochii pe tu numai gândește-te și să-mi spui un preț, că te-am... Cu Beni am tot povestit toată iarna și fiind prieteni aici aproape, i-am zis că mi-aș lua stup. Povestea a fost că la un moment dat am întrebat-o pe Andreea ce părere are dacă să-mi iau stup sau nu, ți-am povestit. Și Andreea a zis, a, pe că nu cred că avea vreme, mai bine nu-ți iei. Asta nu are nevoie de... Și prin februarie, martie ziceam, nu, cred că nu mai iau. Dar uite că după ce i-ai adus, am prins drag de chestia asta. Deci ai mâncare veche, impusă rană. Au un pic și sirop, ceva au cules. Aici e turta cele mai rămas. Turta din ce ai făcută? Tu o faci sau o cumperi? Asta am cumpărat-o. Am cumpărat-o că a fost o perioadă de fric și normal nu ar fi trebuit să le dau. Am venit fricul ăla, asta e destul de slăbuț, n-am ce să le pun. Vreau numai să mă asigur că au puiet, că e matca în regulă. Să-mi zici când vezi matca. Vrei să-l caut? Nu s-a așa versat ca tine, încă n-am văzut-o. Hai să văd dacă o aflu, dar nu insist. Dacă nu o aflu repede,
Dacă are ouă, înseamnă că e aici, matca. Stă ascunsă și prin faguri. Prin faguri. Nu, nu neapărat. Are prietul, e matca, sigur, aici. Așa, pe partea asta, nu văd. Uite pe partea asta. Uite aici. Aia. O vezi? Da. O recunoști? Aha, am văzut. Ia, că e pe mică. Se vede că e mai lung, e mai mare. Da. Ramele astea și propolis. Văd că ai și stupie de poliuretan. De poliuretan și de lemn. Care ai preferi, care cum îi lauzi? Acum, ăștia de poliuretan nu i-am decât de anul trecut. Sunt mult mai ușori, goli. Dacă n-au miere, ea sunt mai fragil. Deci se spart. Și nu mai ai de făcut izolație. Ți s-o spart vreunul? Nu. Păi tu ești grizuliu, eu așa te știu. Zice că rezistă câțiva zeci ani, 20 de ani. Un stup de poliuretan? Așa se lauă de producătorul. No. Păi poate că dacă ai vrea să-mi vinzi 1-2 de poliuretan, 2, nu 1, că să fie pereche. Ce zici? Încă te mai gândești sau asta e tactică de negociere? Stai un pic, că mai stau aici 2 săptămâni stupii, mai... Ai timp să te mai gândești. Dacă te înțapă și nu mai vrei. Băi, stai, ai tu dreptate, că încă nu m-am înțăpat. Viespii m-am mai înțăpat, că anul trecut m-am înțăpat un viespe și tare mult am suferit. Deci la ăsta, normal, a trebuit să-l ajut cu o ramă cu puiet. Hai să văd dacă află pe undeva. Da, din alt stup. Da, să ajungă pe ceilalți. Să se uniformizeze. Ce se întâmplă aici? Popula bine? Bine? Sau numai s-o fă ridicată folia în sus și... Au avut motiv să bage... Să mute ceara. Are ceva dacă stau aici în fața lor? Că nu, e nu prea recomandat că le derutezi. Aha, bun, hai că mă retrag atunci. Vezi că eu sunt începător profesionist. Grijă crescător? Da. Adică și la începătura mea sunt cel mai bun începător. Adică cel mai începător. Uite, se vede pe rama asta, e puiet până în capăt. Asta o să fac două rame aici. Cred că totul se mai verifică. Rama de margine. Deci, practic, ăsta e un stup foarte, foarte bine dezvoltat. Nu neapărat bine dezvoltat, e normal, pot să zic. Ce tipul de puie, de toate vârstele. Hai că le și sparg cuibul. S-au mai încălzit ele. Hai să le băg asta, e un pic riscant totuși. Dar totuși e mult albine. De ce e riscant? Ca să nu răcească dacă vine frigul, că... a distrus tot. Bine, matca nu prea stă pe margini. Așa-i? Da, nu prea stă. Dar se poate întâmpla să fie și pe acolo. Era pe ultima ramă, hai să mai caut o dată. Dacă nu cumva a plecat. Câtă dramă, câtă pasiune, câtă muncă. Nu-i bai că și eu mă fac apicultor, Beni. Da, l-am văzut pe ăsta cum fura. Thank you.
puternice, vezi cum zboară. Uite ce bine miroase. E nectar proaspăt, nectar și polen. Cred că ne ajunge cât am filmat. Oameni buni, ăsta e video de astăzi. Lăsați acolo un like, comentarii, părerea voastră despre acest video, despre ce s-a făcut, despre ce s-a muncit în acest video. Și abonați-vă dacă e prima dată când vedeți un stup sau un stup pe Orăjan la țară. Să nu se uite profesioniștii. Profesioniștii să nu se uite la video asta. Să abțină măcar. Acum, sigur că toată lumea, oricine poate avea o părere diferită, poate o practică diferită, dar stați că pe când mi-o luai, eu știu că îi vedeai atunci cum e. Deocamdată e frumos să ne uităm așa la Beni cum lucrează. La Nicu, așa îi zice familia, numai eu zic Beni. Cine îți mai zice Beni? Multă lume. Multă lume? Jumătate. Jumate, jumate. Și nu mergi așa pe drum și nu știi că cine te strigă, Nicu sau Beni, tu ești sau altcineva? Eu răspund la amândouă. Și Nicu și... E bun, te-ai învățat bine. E că mai am un stup. Așadar, vă mulțumim pentru vizionare. Ăsta a fost video de astăzi. Așteptăm reacțiile și părerile voastre. Neapărat să dați un like pentru algoritm. Dacă ne lăsați un comentariu și distribuiți videourile noastre, vă mulțumim. Le mulțumim abonaților, membrilor canalului Orășan la Țară. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. O masă de Paște. Să vezi tu că scap eu, mă, și nu mă mușcă nimic, nici de picioare. La față am mască, ia ce frumoasă masca. Ești căios. Treabă bună. Și eu mi-au stup, Beni. Că nu-mi vizi tu, aia e problema ta. Dar eu mă duc și-mi cumpăr stup dacă nu-mi dai tu. Ce-i mai bun din asta? Nu mai bun, că cei mai buni sunt ăștia care s-a ci deja. E să vezi că ți-o să sară că au stup mai buni. Au stup mai buni. Noi ia să vedem care e din Maramureș are stup de vânzare. Faceți concurență cu Beni. Că poate numai Beni are rău de bani. Cum te-ai gândit să dai un stup? Filmez încă? Da. Cum să vând stupii? Nu știu, n-am vândut. Nu știu încă, dar poate că te gândi și da la un prieten doi stup. Am avut câțiva stup și uite, din întâmplare am ajuns la 13. E, nu din întâmplare, din muncă. Numai tu știi cât ai tras după ei, ce ai muncit, ce ai alergat. Câteva mi-ai povestit și mie, da? Ce s-o putut, mă. Foarte bine. Și gata, m-am hotărât și eu mi-au. Cine le-a agitat? Păi, cred că au auzit că vrei să vinzi din ele și... Nu s-ar despărți de tine.